Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Îl cheamă Hang, el nu știe, săracul de el, că îl cheamă Hang Hang, deci după ce că îl cheamă Halul ăsta, să râdă toată lumea de el. Băi, au făcut breton, mă. Deci este un leu de la... Trebuie să explici cum arată, nu știu. Da, cum e un leu de la grădina zoologică din Guangzhou, China. Are, arată ca... ca pițurcă pe vremuri, dar... da, blond. Ca pițurcă pe vremuri, dar blond, serios. Are un păr lins așa, e tuns bob. Dar ne-a piți avea vârtejul aici. Nu știu ce avea. O cărare. I-au reparat, e fără vârtej. Nu, deci cum vreau că avea bretonul ăla, știi, pe frunte, așa? Așa e bietul leu, un breton, și tuns bob cu o cască, așa, cu părul... părul lins. Și-au făcut joc de el. La placă. Bă, nu știu ce i-au făcut săracul leu, pe bune, este peste tot, este faimos. Da, și toată lumea l-au pozat la grădina zoologică, l-au observat, merge total penibil bietul leu Hang Hang. Îngrijitorii neagă. Își spun că nu ne-am atins de el. De fapt, are părul lins drept de la umezeală. Ceea ce este un nonsens. Adică convins că sunt o mulțime de doamne pe recepție care urăsc umezeala din aer, pentru că atunci când dau și ele părul drept de la umezeala din aer, se încrețesc exact. Imediat. Noi, bărbații, nu prea avem problema asta. Poate că asta e și problema, dar ar fi și, poate că asta este și avantajul nostru, dar poate că asta este prima dată când cuiva, fie și unui leu, îi se îndreaptă părul de la umezeală în loc să se... Da, mă, îmi imaginez și momentul în care îngrijitorii chinezi, că e clar că au făcut-o. Da, mă, cineva vine și ia decizia. Probabil că l-au sedat ca să-i mai facă vreo examinare medicală, ceva, că altfel nu cred că stă. Și au zis, hai să-l facem frumos. Dă o formă, da. Cum se zice la... Ce, da. Ce, au chemat frizerul de lei. De fapt, nu cred că au chemat frizerul de lame. Și aia, da, au zis, hai să-i facem, nu știu ce, arată, bă, arată ca o... ca o cămilă, ca o lamă acum, numai că cu coadă de leu, săracul de el. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.